dimineața, coleguții, și bine v-am găsit la un nou vloguleț. Astăzi vă ia frumos băieții cu frumos cu el la... Unde vreau? La Bolintin, Gheale sau Val? Val, bă, Bolintin, Gheale, Gheale. La Bolintin, Gheal sau Bolintin, Gheal-Vale. Unde vom descărca. După care o dăm frumos pe pitică la... Negoiești, Nehoiu, unde vom încărca pentru extern. Momentan îmi servesc aici frumos cafeluța. Acolo avem cutiuța fermecată cu dronjele pentru făcut, plus butiliora fenomenal. Momentan îmi savoresc cafeluța, după care eu dau frumos pe piteică. Ceea ce peisagiu, cât a cerul de frumos avem în această dimineață. Părcărica unde am făcut pauzică este mega goală. Avem decât un coleg de frig acolo care nu face gălăgie. Da, trebuie să mă duc să-mi iau țigări, că nu mai am decât o țigară. Și vreau să vă spun că a colonia în capăt, la un kilometru, este o portă. Trebuie să trec pe după pădurea respectivă. Deci ne uităm în oglindă, nu după oglindă. Un kilometru încolo, cu încă un kilometru încolo. Și practic la vreo 2 km pe ecou. Și dacă mă porniți aici și ajung în zona unde trebuie să descarc, nu mai am variantă să-mi cumpăr duhan. Știți, mă, să-mi cumpăr duhan. Stați acolo frumos, aproape. Băgați frumos butonul de like. Că trebuie. Dacă vreți să mai fac content, dacă nu, nu mai face băieții. Nu vine, mă, băjeții. Să merem frumos. Să ne luăm o cafe, un pachet de duhan. După cum v-am spus, eu așa. Lăsăm aici frumos gheazeșul și o luăm frumos la talpă. Sper să nu mă întâlnesc cu prietenii mei câinii, că de obicei când mă duc să-mi iau cafea sau ceva, de timpul mă întâlnesc cu câini maidanez. Hai că l-am luat, mă, băieții, și pe pachetul de țigări. Mare frumos. Să căutăm după boschet gheazeșul. Deja vreau să vă spun că îs. Acum trebuie să fiu la descărcare, dar nu pot să mă duc fără duhan. Iată-l-ai pe șarpilii. Bine, mă, băjeții. Hai că vedem ce mai filmăm și unde mai filmăm și ce va mai fi. Am zis că să încerc să vă iau mai mult timp cu mine. Frumos pornit aceu, că deja, după cum se vede, deja e cald. Sper să mă și auziți, bă, bojeții. Trebuie să ajungem undeva la Bolintin Gheal, de fapt, la un depozit aici să descărcăm, să vedem pe unde ajungem. Am deschis geamul și un pic gălăgie, de-aia zic că sper să mă și auziți. Un euro 5 și puțin mai gălăgios. Și nu,
fucking cuiu în facingologie. Suntem la capitală, mă băieții, mă, la ora exactă, mă. Cum o denumesc eu? Bolin Tindial. Facem ce facem și de la capitală la ora exactă ajungem aici unde îmi place mie. La sensul giratoriu urmează a patra ieșire spre DC 149. Bă, cât de urât îmi era mie să viu la București la început. Poate de mult îmi place mai nou. Că nu, vorba aia, să învârti rota, să adună niște kilometri, niște kilometri, să fac niște bănoci. Și atunci există motivație. Cum ar spune domnul Iohannis, există motivație. Facem aici acest sens giratoriu oval. Zboră porumbeii. Ieși din sensul giratoriu pe DC 149. Ne suim pe DC 149. Ne călărim pe pod, pe ăsta autostradă. Peste 200 de metri la sensul giratoriu urmează a doua ieșire și rămâi pe DC 149. Așa, facem cotico. Uitați ce suport șmecher mi-am luat aici frumos de pe EMAG. M-a săturat să-mi țin pe aici prin toate locurile telefonul, să mi-l frec de toate cele. Am mai fost de mult pe aici, prin zona asta, de o săptămână. Golcubora, Turkistan. Și pe la noi, mă, uite, mă, ce zone industriale avem. Este 400 de metri la sensul giratoriu, iau pe a treia ieșire. De unde știam eu că o să mă depășească figiorul pe dreapta? Dar eu n-am mai schimbat banda, că oricum fac în stânga aici. Fac în stânga. Pula în semnalizarea ta de căcat cu ochi. Nu mă bag pe strada aia, mă, că nu știu dacă să merg pe ea, că nu dă indicatoare. Continuă pe DC 149 încă un kilometru. Aici nu-i bine, eu. Ce cap i-am dat? Nu pot, mă, pe aici, mă, trebuie să mă întorc, mă, băga mi-a și gura mea. Peste 600 de metri, virează la dreapta.
duc, mă, mă duc și mă bag pe acolo. Peste 600 de metri, virează la dreapta. Uite, mai aici o rotă bine. Că aia să-i pe acolo un camion ce pula noastră. Ieși din sensul giratoriu, apoi virează ușor la dreapta. Aici nu pot trece pe ăsta gârla asta din dreapta. Hop, hop. Fiți atenți, mă, că n-am venit bine, mă, băgam ea și pula în gura, mă, simă, că putem pe partea aia altă, mă, fătă-l dumneica tu în gură, mă. E pula mea să mă întorc. Dar cine îmi bag pula? Cine mă întorc, îmi bag pula? Hai, că am început în forță, pa la lila. Bine că avem mâine întoarce. Pe restul istorie. Mă duc ea pe acolo, ea pe-n șanter. Fute mama, mă, zic că nu este niciun indicator. Excavatoare, vezi pământ, nu vezi niciun indicator, dar nu-ți dă nici interdis. Te gândești că pe acolo e accesul principal fără niciun indicator, stui morți în cârcă. Și până la urmă tăi pe acolo trebuie să intru. Peste 300 de metri, la sensul giratoriu, iau pe a treia ieșire.
deja am intrat pe toate străduțele numai pe care trebuie n-am intrat. Dacă nu interzis, mă bag, ce pula. Să se trească, să pune o frână. Nu. Ați fi intrat pe aici. Nu prea-ți vine să intri, că zici că sigur nu-i pe aici, pe drumul ăsta de pământ. Dar uitați că pe aici o fi intrarea, din ce îmi dau eu seama. Bine că mi-a luat țigări, că ai pula lui, mi-a luat țigări. Ar fi culmea să nu pot intra de aici, că pe și-mi bag pula măsa. Niciun acces în dreapta. Să vedeți voi că nu-i nici aici. Aici, așa, pe și-mi bag pula măsa. Trezit, încerc să găsesc o intrare într-un depozit la București. Sigur. Așa. 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 Nu știu, dar momentul ăsta n-am nimica în cap. Numai dacă nu, momentan nu am nimica în căpșor în direcția asta. Numai dacă am unii oricum îți luat cu căutat acela firmă, dar mă gândesc, mă uit un tip pe foi și încerc să-mi aduc aminte ce sunt. Bine, bine, da. Pa, pa. Deci da, mă, băieții, mă, am intrat în Corhaz pe acolo și să știți că nu ăla-i drumul de acces. Momentan nu știu pe unde e drumul de acces, dar o să-l găsesc pe ieșire și o să vă arăt. Vreau să vă spun că am ieșit din șantier peste borduri și am intrat aici. Noroc că bordura nu era atât de mare și camionul nu-i încărcat greu și destul din alt la gardă la Sol. Și am găsit și depozitul. Mă durea pe desă. Ce ziceți, mă, băieți, că m-am și cadrat în timp, dacă trebuie să mă duc să recau din nou drumul de acces și nu intram pe stăbordură, eram în întârziere. Direct am venit, direct mi-a făcut check-in-ul și direct mi-a dat rampă. M-am prins și pe unde să intru aici la depozit. De fapt,
nu va fi niciodată, cred că, drumul pe partea respectivă, sau nici nu-i sigur pe unde am intrat eu, pe șantier și pe ăsta bordură. Edita mai firma. Pe acolo intrarea. Eu am venit din partea aia, de pe un drum, de pământ, și trebuie să mă duc pe după depozitul din față, din stânga. Ca să ajung la accesul principal, care bănuiesc că va fi un acces provizoriu sau habar n-am. M-am băgat frumos la rămpiță. Bineînțeles că îți băgat mega pe dos. Ia uitați ce cășă-s. Îți mega, mega, mega strâmb. Dar a început beatul, e scărcarea, and this is the life. Haideți că dau, vă pun imediat pe cap și vă arăt de fapt unde trebuie să ies. În mai puțin de 27 minute, deja am descărcat, mă. Mai rar ora exactă. Merem frumos să ne luăm abandonata, după care merem în partea alaltă să ne luăm actilii. Nu zic ăștia pe aici, să ne luăm actilii. Iau remorca și... După ce mi-au remorca, mă dau un pic mai aproape de acolo unde trebuie să-mi dea actile, să-mi iau și o cafeluță și vom vedea ce va mai fi. Am, cred că pe acolo, prin colțul ăla, se va face o intrare. Ding dang, în mai puțin de 45 de minute, când am ajuns în curtea asta, iată-le astea, și pe camion descărcat. Ce mai, mă, organizare, mă. Acum o să vă arăt pe unde se iasă din această ogradă. Na, mă, băieții. Imediat ce e manitoul ăsta, maniscopicul ăsta, marfa. O să vă arăt pe unde, pe ăsta ce bordură am trecut și pe unde trebuie să viu. Bang. Bă, în vreo 45 de minute să ajung din la momentul, după 45 de minute după ce ajungi în curtea unei companii, să o și părăsești gol cu actele ștampilate. Eu zic că e o realizare. Să mă arunci bilan dacă nu. Unde mi-are cap de sfeclă ăsta? Taci, mă ceartă aparatul ăsta. Că nu-l scot din viteză, păi cum să-l scot din viteză dacă înaintez în șitier? Da, bă, că m-am băgat, păi te zis, bă. Strada asta este cu sens unic. O luăm frumos la spate. Deja din am dat cu spatele în zone și zone care v-ați uitat, inclusiv la Galațao, nu la Galațao, la Tulcea. Tot așa frumos, am dat cu spatele să nu intru pe interzis. Am intrat pe interzis. Plouă afară, n-avem pistole. Cine m-a făcut ăsta de mine? Am încălcit remorca, n-o-ni. Nu, no, nimă, ce am făcut-o de-a mea azi. Încolo că mere. Ah, dar până la urmă tot fude un gură de tăți și nu mai pot da cu spatele.
câine mordură și o înod. Dă-i înainte, dă-i înapoi. Ăla cu dubița. Ăla cu dubița e vinovatul. Cine în colț era bun, un indicator cu interzis. Arată bine, arată bine, arată bine. O luăm frumos, ieșim din ogradă. După ce ieșim frumos din ogradă, mergi spre est către DSI 149. Merem să dăm frumos în centura lui Bucale, de la intrul din spre Ciorogârla. Și după care o să ies către, mă duc pe centura până la Tri și ies către Ploiești. E la Ploiești către Văleni, către Cheia. După aia mă duc la Nehoiu. Interzis, în dreapta. Aici avem și parcare. Altă dată când mai viu, dacă o să mai vin, o să știu. N-am venit până aici că nu știam dacă este parcare. Acum știu. Părăsim ograda, că nu știu dacă avem voie să filmăm aici. Aici, da. Virează la stânga. Este și birou de check-out. Mi-am făcut check-out-ul, am prezentat actele, numele, seria, buletin, etc, etc, etc. Și bineînțeles că mă duc să ies aici. Peste 600 de metri, virează la stânga pe DSI 149. Bat e scos acotico, dragă. Că nu merem pe unde vrei tu, merem pe unde vrem noi. Cătura trecută, adică pe intrare, ne-ai băgat pe unde ai vrut tu. Și ne-ai băgat pe ăsta borduri și pe șantiere. Bine că o fă bordura mică. Voi ce sucurbeți? Îmi place să beau Pepsi Twist rece ca mortul. Ce-s curios dacă aici la ieșire, că văd, e o curte comună. Ce-s curios dacă aici la ieșire, ci domnezu, dacă aici la ieșire trebuie să-i spun și aici că am cotat unde viu și unde mă duc. Bulgarian.
echipa și de aici șa, mă, băieții. Haide și eu dăm frumos pe pitei că să ajungem la autostradă. Și după ce ajungem la autostradă să dăm în centura lui Bucale. Ia uitați-mă, băieți. Uitați-mă, băieți, ce circulă în 2022 pe la București, mă, băieții, mă. Ia uite azi, mă. Ia uite azi, mă. Uite azi, mă, pe indiani, mă. Cu tractor, tractor animalic. Dragomirești Cale, strada Gabriela, numărul 4, ala B1. Să auziți un pic de informații ieșilor, mai exact de pe centură. Locul unde canalul 22 la centură, la stație se înroșește. Salutare de sfârșit, măi coleguții. Vreau să vă spun și să vă arăt că după cum v-am spus, am plecat de unde am descărcat și m-am îndreptat la Nehoiu, unde am să încarc de că dimineață. Aici m-am parcat frumos. Sunt curtea firmei. Portița este închisă. Deci practic sunt în siguranță. Iar dincolo de acest depozit, mâine o să încarc. Bună! Cam asta a fost vlogulețul pentru azi-stăzi. Bag o abonare dacă ai ajuns până aici. Bagă-l pe like. Și ce să zic, curând ne vedem la un alt vloguleț. Și cum spune țiganul, avelo bactalo. Ciao les. Iată azi și pe prietenii mei. Asta așa e sfârșit. Știți că v-am zis de maidanez. Ia uite azi că sunt. Avem pe Românica cățeluș cât ține. Sunt siguranță. Vreau să vă arăt aici că am și un prieten care mă păzește. Ce faci, frumosule? Mă păzești?